Salut, prieteni, sunt Alexandru Păria de Vidoinfo și azi o să vorbim puțin despre importul și formatarea textului InDesign. Bun, să începem, o să închid postul meu acest document, voi deschide altul nou, File, New, Document. Deci la document, pentru acest tutorial, voi avea nevoie doar de un document de o singură pagină care să pornească la pagina 1, pentru că evident nu sunt mai multe, și lăsăm documentul în mod default cum este setat în InDesign. Dăm OK, se deschide acest nou document și acum ne interesează să importăm acest document de text pe care îl avem noi. Eu am acest document, adică pur și simplu am copiat un text cât mai cursiv aceea, cu spații cât fără poze, puteți să găsiți pe Google sau pe orice site, evident, așa ceva. Și voi încerca acum, de exemplu, să import acesta prin metoda aceea mai banală, copy and paste. O să vedem că nu funcționează prea bine. Deci vreau să iau acest paragraf. Da? Și o să-i dau click dreapta, evident, sau Ctrl-C, copy, și mergem în InDesign și cu click dreapta iar, sau Ctrl-V, paste. Vedem cum automat se formează un cadru, un frame, dar textul este pur și simplu, nu este prea bine poziționat în pagină, în cadrul textului. Deci aceasta nu este o metodă prea care să ne avantajeze pe noi, după putem și așa, după care va trebui poate să facem prea multe corecții, care nu au nici au sensul. O să șterg acest frame și, în mod normal, în InDesign se ia unealta T, adică unealta de text. Putem să apăsăm pe hat key-ul T și facem acum un cadru, facem un dreptunghi. Avem acum un cadru de text și mergem cu File, Place, adică exact cum se importă și o imagine. File, Place, bun, mergem la textul nostru, fișierul de text, îl selectăm. Acum avem acum în această zonă Show Import Option, să vedem opțiunile, sau eu am selectat acum Replace Selected Item, adică dacă în această frame am deja un text, este încărcat cu un text și dau Replace Selected Item, îl șterge pe cel trecut și îl adaugă pe cel nou pe care îl import eu acum. Eu oricum nu contează acum ce am bifat aici, pentru că evident nu am niciun fel de text. Adică frame-ul este gol și eu încarc acest text acum în el, în cadrul lui. Dau open, evident, și se încarcă textul nostru. Să măresc puțin să vedem ce avem aici. Și acest frame, bineînțeles, nu a avut loc tot textul nostru în acest spațiu. Dar vedem cum în această zonă, în partea dreaptă, arată un plus. Asta înseamnă că este textul nostru este mai lung, este mai mare decât acest cadru. Putem să apăsăm pe acest plus și avem acum încărcat restul textului. Deci tot ceea ce nu încape în acest cadru pe care deja l-am făcut noi, o să îl avem încărcat și putem să-l adăugăm documentului. Acum, dacă țin pe Shift apăsat și apăs în această zonă, vedem cum se schimbă. Se schimbă o mică icoană în mouse. Și o să țin Shift apăsat să vedem cum se prelungește textul cu această metodă. Adaug un click aici și vedem cum imediat textul nostru se cât mai rămâne el, cât este de lung, de mare, se încadrează în documentul nostru și chiar a făcut o nouă pagină. Deci automat a făcut o pagină numărul 2. Ca pur și simplu tot textul pe care îl importasem eu să decurgă în tot documentul. Mă dau pe pagina 2 și vedem cum restul
absolut tot textul este băgat în această pagină care urmează după prima. Bun, o să dau un control Z ca să anulez această acțiune și acum vedem cu, ținând tasta Alt apăsat, cum putem noi automat să tragem câte frame-uri din acestea vrem, iar țin apăsat, vedem cum se schimbă micul semn lângă la mouse și putem să facem acum câte să facem câte coloane vrem noi, câte frame-uri vrem, până ce textul absolut textul importat se și simplu se termină și este încadrat unde o să vrem noi în documentul nostru. Acum, în acest moment, s-a terminat textul. O să repoziționez acest cadru și ca să vedem legăturile, ca să știm exact cum, în ce ordine se prelinge textul printre aceste frame-uri, cadruri, mergem la View, Extras și Show Text Traits. Și vedem acum exact cum textul s-a scurs dintr-un cadru în altul. Vedem de la primul, de am făcut primul import, ajunge în cel din stânga mai jos, după aia se prelungește la următorul, în stânga jos, în dreapta aceea și în continuare cum se prelungește textul în dreapta, după aia se finalizează în partea stângă, în sus. Bun, acum să ne ocupăm puțin de formatarea textului ca să ascundem aceste linii care ne ajută să vedem cum se prelunge textul. Mergem evident iar la View, Extras și Hide Text Traits. Pentru a formata, deci a aranja textul nostru, mergem la unealta de text, T, și în momentul ăsta avem în această zonă, în partea stângă sus, caracter și paragraf. Să spunem că vreau acest paragraf să îl mut puțin în dreapta, să vedem acum ce facilități avem la paragraf. Justify aranjează singură, automat, cum dorim noi. Putem să-i dăm pe centru, vedem cum ultimul linie se aranjează singură chiar pe centru. Mai multe modalități de justify, avem de aliniament al textului. Depinde, bineînțeles, ce urmărim noi, cum vrem să arate documentul nostru. Bineînțeles, mai avem multe facilități, putem să-i punem în fața paragrafului în anumită distanță, știu, să punem 5 mm și vedem cum acum ia un aliniament paragraful. La caracter, bineînțeles, sunt mai multe, putem să adăugăm și mai multe coloane, în acest cadru să formăm niște coloane. O să mergem atunci să selectăm cadrul nostru și mergem la Object Text Frame Option. Acum se deschide această fereastră și întreabă câte coloane vrem. Spunem că vrem două coloane. Gata este acest spațiu, acest cotor dintre cele două, între cele două coloane. Putem să-l mărim sau să-l micșorăm. Vrem. Putem să punem un anumit spațiu între text și frame. După ce, evident, îl vedem cum în partea de sus acum intervine un inset spacing. Deci un spațiu în partea de sus de 7 mm de la frame la text. Putem să-i punem și jos cum dorim și bineînțeles cum vrem să arate textul nostru. Cum vrem să fim, să fie vertical justification, putem un top sau centru, bottom, vedem cum se strânge în jos textul, sau pur și simplu justify se aranjează singur automat, să-i dau OK. Bun, mai vreau să discut acum
puțin că am vrut să trec repede prin această formatare de text, cum putem noi să formăm acum un stil, un stil de paragraf. Adică dacă, cum avem acum mai multe paragrafe, vrem să aibă anumite zone din document, anumit format, deci o culoare, poate să aibă textul sau dimensiune, anumit, cum vrem noi să fie, cum să arate. Deci mergem la T și aleg acest paragraf, da? Și o să merg la paragraph style. Dar, în primul rând, am uitat să-i dau anumite caracteristici acestui text. Iau iară un alta T și îl selectez și acum schimbăm ceva în acest text. O să schimbă fontul, ceva de genul acesta. Poate o să avem în anumite zone, în anumite titluri. O să le măresc poate puțin dimensiunea lui. Bun. Să schimb și culoarea. Îl punem acest roșu. Și acum cu el selectat, mergem la paragraph style și creăm unul nou. Mergem la această căsuță din partea dreaptă sus și new paragraph style. Și o să-i dau denumirea de titlu. Titlu 1, mă rog. Dau OK și vedem acum cum se salvează. Avem acest titlu 1 în căsuța de paragraph style. Și acum dacă noi, ca să nu mai formatăm de fiecare dată când avem nevoie să aplicăm acest stil, să spunem că vrem să-l aplicăm aici, mergem iar la T, selectăm această zonă și nu ne rămâne de făcut decât să dăm pe stilul pe care l-am creat noi înainte și pe titlul 1 și imediat intră, se formatează textul cum am dorit noi. O să continui această serie totuși despre textul din InDesign, pentru că mai sunt destule de spus.